Mark Twain, Prinț și cerșetor. Capitolul 18. Prințul în mijlocul vagabonzilor. Certa vagabonzilor își părăsi culcușul odată cu revărsatul zorilor și porni la drum. Deasupra lor, cerul era acoperit de nori, sub picioare pământul alunecos, iar aerul înghețat. Veselia le pierise cu totul. Unii mergeau tăcuți și morocănoși. Alții erau arțăgoși și căutau ceartă, niciunul nu era pornit pe vorbă și pe toți îi sâcâia setea. Zburlitul îl lăsă pe Jack pe seama lui Hugo, dându-i câteva îndrumări scurte și porunci lui John Candy să se depărteze de el și să-l mai slăbească. Îi mai atrase luarea aminte lui Hugo să nu fie prea aspru cu băiatul. După un răstimp, vremea se mai îmblânzi și norii se împrăștiară puțin. Ceata nu mai dârdea și vagabonzilor le crescu curajul. Deveniră tot mai voioși și până la urmă se porniră să se încaiere și să-i ocărească pe drumeții ce întâlneau în cale. Asta arăta că își veniseră în fire și prețuiau iar bucuriile vieții. Teama pe care o stârneau indivizii de teapa lor se vedea în faptul că toată lumea se dădea la o parte dinaintele și primea cu răbdare obrăsniciile lor deșanțate, fără a cuteza să spună nici pâs. Șterpeleau rufe atârnate la uscat pe garduri, uneori chiar în văzul stăpânilor, care nu suflau o vorbă, ci păreau mai degrabă recunoscători, că nu li s-au luat și ostrețele. Nu trecu mult și tăbărâră pe o mică gospodărie țărănească, unde se instalară ca la ei acasă, în vreme ce țăranul și ai casei, tremurând ca varga, își goleau cămara ca să le poată da un prânzișor. Le ciupeau de bărbie pe stăpâna casei și pe fiicele ei, chiar când veneau cu mâncare, și făceau pe seama lor glume de ochiate, luându-le în tălbacă și râzând mânzește. Azvârleau cu oase și cu zarzavaturi în gospodar și în fiii lui, silindu-i să se ferească tot timpul și aplaudând zgomotos de câte ori o lovitură nimerea în plin. Ca să pună vârf la toate, mânjiră cu unt pe cap pe una din fete care se supărase din pricina acestor grosolănii. Drept rămas bun, îi amenințară că se întorc și dau foc la casă cu familie cu tot, dacă ajunge la urechile stăpânirii vreo plângere despre isprăvile lor. Pe la nămiez, după un marș lung și obositor, banda poposi în dărătul unui gard viu la marginea unui sat arătos. Hotărâră să se odihnească un ceas, apoi ceata se risipi care încotro ca să intre fiecare prin altă parte în sat și să-și arate hărnicia în meșteșugul lui. Jack fu trimis împreună cu Hugo. O bucată de vreme hoinăriră pe aici pe colo. Hugo pândea un prilej de a face vreo afacere mănoasă, dar negăsind niciunul, în cele din urmă zise: "Nu zăresc nimic de furat. I să lași de calici. Așa că o să cerșim." "Într-adevăr, păstrează-ți meșteșugul. Ți se potrivește. Eu unul nu voi cerși." "Nu vei cerși?" exclamă Hugo, holbându-se mirat la rege. "Și de când, mă rog, ți-ai îndreptat păcatul?" "Ce înțeles au vorbele tale?" "Ce înțeles? Oare nu ai cerșit de la naștere pe ulițele Londrei?" "Eu? Ți-ai pierdut mințile?" "Nu risipi vorbele alese, ca să-ți rămână și pentru altdată. Dai că te-o zice că ai întins mâna. Se prea poate să fi mințit. Nu cumva ești atât de îndrăsneț și spui că am mințit?" Îl bagiocori Hugo. "Cel căruia îi spuneți voi tatăl meu? Da, am mințit." "Haide, fârtate, nu împinge prea tare jocul tău caragios de-a nebunul. Înțeleg că faci pe nebunul de șagă. Nu mai ia seama să n-o pățești. De a-și spune aceste vorbe, ți-ar tăbăci pielea în lege." "Cruță-ți osteneala, eu însumi îi le voi spune." "Curajul tău îmi place, zău așa, dar nu-ți laud judecata. Ciomăgel și bătăi zdrave ne găsește omul cu duiumul în viața asta, fără să le mai și caute cu lumânarea. Dar să lăsăm asta, mi se pare că vine taică-tău. Nu mă îndoiesc că știe să mintă. Nu șovăi o clipă să zic că minte de are prilejul, căci cei mai sfinți dintre noi săvârșesc asemenea păcat, dar aci n-avea de ce să mintă. Un om cu minte nu și rosește pe degeaba asemenea bun vicleșug, dar de vreme ce n-ai chef să ne îndelenicim cu cerșitul, cu ce să ne trecem vremea? Să șterpelim de prin bucătării?" Regele repezi nerăbdător: "Pune capăt neroziei acesteia, mă săcâi."
Hugo răspunse, cam supărat. Iar ascultă, frate, de cerșit nu vrei, de furat nici atâta, fie și așa. Atunci să-i spune eu ce vei face neapărat. Vei sluji de momeală, cât voi cerși eu. Zic că nu vrei, decutezi. Regele se pregătea să-l repeadă cu dispreț când Hugo l-o opri. Destulă vorbă, iată că se apropie cineva milostiv după chip. Eu am să mă zvârcolesc pe jos. Când străinul se va repezi spre mine, începe a te căina și a geme și îngenunchind prefăte că plângi. Apoi zbeară de parcă toți diavolii foamei și sărăciei și-ar fi făcut cuib în pântecele tău și spune, luminate, domn, sărmanul meu frate e foarte bolnav și fără niciun prieten și sprijin suntem. În numele Domnului aruncă o privire îndurătoare asupra unui biet bolnav, uitat de lume și nespus de nenorocit. Miluiește cu un gologan din abuțiile domniei tale o făptură lovită de soartă și aflată în pragul pieirii. Și ia seama, să o ții strună cu vaetele și să nu te potolești până nu-l ușurăm de un gologan, al minterea te vei căi. Îndată Hugo a început să geamă și să horcăie, să-și dea ochii peste cap, să se clatine buimac și să tremure ca apucat. Iar când drumețul ajunse chiar lângă el, se trânti la pământ cât era de lung înaintea lui, cu un țipăt sfâșietor și începu să se răsucească și să se tăvălească în noroi, de ziceai că i-a sosit ceasul din urmă. Vai de lume, strigă inimosul drumeț, vai, sărmane suflet, cum mai pătimești? Haide să-ți dau ajutorare. O, nobile și luminate, domn, mă lasă ca pe un prinț de sânge să te îndrăgească pronia, dar crudă suferință mă încearcă de s-atins când mă pălește astfel boala. Frate meu de colo va spune înălțimii voastre ce crâncenă durere mă sfâșie când se abat asupra-mi aceste tulburări. Un gologan, bunule domn, un gologan, să luăm o brumă de merinde, apoi lăsați-mă pradă necazurilor mele. Un gologan, ba trei lei căpăta făptură fără de noroc și omul scotocindu-se în mare grabă prin buzunare, scoase banii. Iată-i, sărman flăcău, ia-i, ți dau cu dragă inimă. Acum vină cu băiete și ajută-mă să-l duc pe fratele tău până la casa de colo unde... Nu sunt fratele lui, zise regele curmându-i vorba. Cum, nu ești fratele lui? Vai mie, auziți-l, gemu Hugo scrâșnind din dinți, pe ascuns. Se leapă de mine, care-i frate bun, când mă vede cu un picior în groapă. Fiule, cu adevărat împietrită ție inima de ție frate. Rușine, când el, sărmanul, abia-și mai mișcă mădularele, de nu ți frate cine-i atunci? Un cerșetor și un tâlhar. A luat pomana domniei tale, iar buzunarul la șișderea ți l-a golit și de voiește al tămădui în chip minunat, croiește-i umerii cu bățul și încrede-te în pronia cerească. Dar Hugo nu zăbovi ca să se întâmple minunea. Într-o clipă fu în picioare și o tuli ca vântul, cu drumețul după el. Regele, mulțumind din inimă cerului pentru scăparea sa, fugi în direcția opusă și nu-și încetini pasul până ce nu se încredință că e în afară de primejdie. Apucă pe cea din tâi cărare care ieși înainte și curând lăsă satul în urma lui. Grăbi pasul cât putu, câteva ceasuri în șir, aruncând mereu priviri neliniștite în dărăt să vază dacă nu e urmărit. Dar în cele din urmă, teama-l părăsi și în locul ei îl cuprinse o senzație îmbucurătoare de siguranță. Își dădu seama acum că era flămând și foarte obosit, așa că se opri la o fermă, dar când voi să deschidă gura, fu repezit și alungat cu asprime. Flemdurile cu care era îmbrăcat vorbeau împotriva lui. Rătăci mai departe, jignit și mânios, hotărât să nu mai îndure asemenea tratament, dar foamea învinge până și mândria, astfel că pe înserate se opri la altă fermă. Însă aci a avut parte de o primire și mai rea, căci îi se aruncară tot felul de ocări și fu amenințat că va fi arestat ca vagabond, dacă nu și-a tălpășița imediat. Noaptea pogorâ rece și cu cerul acoperit de nori și monarhul tot se mai ostenea mergând într-una, deși îl dureau picioarele. Era silit să nu se oprească, fiindcă de câte ori se așeza să se odihnească, gerul îl pătrundea până la oase. Toate senzațiile și întâmplările erau noi și ciudate pentru el, cum pășea așa prin întunecimea solemnă și nețărmurita pustietatea nopții. La răstimpuri,
zărea licărul vreunei luminițe și îi se părea că se află la mare depărtare, aproape pe alt tărâm. Clinchetul zurgălăilor unei mioare îi ajungea la urechi ca un murmur abia simțit, depărtat, nedeslușit. Mugetul vătuit al cirezilor plutea către el pe aripa adierii noptatice, în cadențe ce pereau, pe dată, ca un cânt întristat. Uneori prindea cu urechea lătratul tânguitor al vreunui dulău, înălțându-se peste întinsul nevăzut al câmpiei și al pădurii. Își urma calea împleticindu-se cu închipuirea înspăimântată la fiecare nouă încercare, tresărind câteodată la foșnetul ușor al frunzelor uscate de deasupra capului său, într-atât de mult aducea șoaptă omenească. Nu trecu mult și deodată dădu peste lumina chioară a unui felinar de tinichea atârnat la doi pași de el. Se dădu îndărăt în umbră și așteptă. Felinarul atârna lângă ușa deschisă a unui grajd. Regele așteptă puțin, nu se auzea niciun sunet, nu mișca nicio vietate. Gerul îl mușca atât de nemilos cum sta el acolo neclintit, iar primitorul grajd părea atât de ispititor încât în cele din urmă se hotărâ să riște orice și să intre. O porni grăbit cu pași hoțești și tocmai când trecu pragul auzi în urma lui glasuri. Sări în spatele unui butoi care se afla înăuntru și se piti. Doi argați intrară înăuntru aducând cu ei felinarul și se apucară de lucru, stând între timp de vorbă. Pe când se învârteau cu felinarul, regele se folosi bine de vederea sa ageră și ochi un fel de despărțitură destul de mare la capătul cel mai depărtat al grajdului, plănuind să se strecoare într-acolo când va rămâne singur. Își întipări de asemenea în minte locul unde se afla o grămadă de pături de cai, cam pe la mijlocul grajdului, cu gândul să împrumute din ele pentru noapte spre folosința coroanei Angliei. Până la urmă, oamenii sfârșiră treaba și plecară. Zăvorând ușa în dărătul lor și luând cu ei felinarul. Dârdâind, monarhul se repezi spre pături, înaintând cât putu de iute în bezna aceea, le luă de pe jos și apoi, pe dibuite, ajunse teafăr în despărțitură. Din două pături își așternu un pat, iar cu celelalte două se înveli. Acum era fericit ca un rege, deși păturile erau vechi, subțiri și nu prea călduroase, iar pe deasupra mai răbufnea din ele o duhoare înțepătoare de cal, atât de tare încât aproape te înnăbușea. Deși regele era înfometat și țeapăn de frig, era totodată atât de obosit și de somnoros, încât oboseala precumpăni și curând se cufundă într-un soi de amorțeală. Apoi, tocmai când era pe cale să fie învăluit cu totul de somn, simți deslușit cum îl atinge ceva. Într-o clipă se trezi de-a binelea și rămase cu răsuflarea tăiată. Fiorii de spaimă, stârniți de atingerea aceea înghețată în beznă, aproape că-i pironi bătaia inimii. Zăcea culcat, fără să se miște și asculta, abia îndrăsnind să răsufle. Dar nimic nu se clintea și nu se auzea niciun zgomot. Ascultă mai departe și aștepta un răstimp destul de îndelungat, după cât îi se părea lui, însă de mișcat tot nu se mișcă nimic și nici nu se auzi nimic. Așa că, de bine de rău, începu să ațipească și deodată simți din nou atingerea aceea misterioasă. Atingerea aceea ușoară, trădând o prezență nevăzută și mută, își încrețea pielea de groază. Îți încrețea pielea de groază. Băiatul simți că leșină de spaimă. Vai, nu era decât o singură cale, știa prea bine. Trebuia să întindă mâna și să descopere ce l-atingea. Întâlni un smoc de păr lung. Se cutremură, totuși dibui de-a lungul părului și dădu de ceva ce părea a fi o frânghie caldă. Dibui și de-a lungul frânghiei și descoperi un vițeluș nevinovat, căci frânghia nu era de fel frânghie, ci coada vițelușului adormit. Dar n-ar fi trebuit să se simtă rușinat, fiindcă nu mica vietate îl speriase, ci acel ceva neplăcut și înfiorător, drept care o luase și oricare alt băiat în acele timpuri vechi și superstițioase s-ar fi purtat și ar fi suferit ai doma cu el. Regele fu încântat nu numai de descoperirea că făptura aceea era doar un vițeluș, ci
ci și de tovărășia lui, cât se simțea atât de singur și de lipsit de prieteni, încât chiar apropierea și tovărășia acelui animal atât de umil era binevenită. În timp ce îi mângâia spinarea caldă și catifelată, care se afla aproape de tot, la îndemână, îi trecu prin cap că vițelușul ar mai putea aduce și alte foloase. Drept care își schimbă din nou patul, așternându-l lângă prietenul necuvântător, apoi se cuibări lipit de spinarea lui, trase păturile peste el și peste prietenul lui și în câteva minute era la fel de cald și de bine cum îi fusese în cele mai bune timpuri, în culcușurile de puf din Palatul Regal din Westminster. Se ghemui și mai aproape de prietenul său, pătruns de o caldă mulțumire și lunecă fericit într-un somn adânc și fără vise, plin de seninătate și de pace. Dulăii hămăiau în depărtare, jucanele melancolice se tânguiau, iar vântul sufla cu turbare mai departe, în vreme ce pânzele de ploaie cădeau cu furie pe acoperiș. Însă majestatea sa, regele Angliei, dormea înainte liniștit și vițelușul de asemenea, fiind o făptură simplă și nu prea ușor tulburată de furtuni, ori stingherită să doarmă în același culcuș cu un rege.